Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile de astăzi. Primăria Făgăraș schimbă mașinile folosite în deplasările de serviciu ale reprezentanților executivului. Astfel, administrația publică locală cumpără două mașini noi, marca Skoda. Achiziția este justificată de către primar prin faptul că autoturismele existente acum au consumuri mari și totodată deseori ajung în servis, astfel că se cheltuie foarte mult cu ele. Aplicații NATO la Cincu, unde mâine are loc un exercițiu multinațional. La acesta participă peste 900 de militari din forțele terestre române, împreună cu aproape 1800 de militari americani și canadieni. Este vacanță și timp pentru lectură. Biblioteca din orașul nostru are pentru cititori un stand special cu volume de vacanță. Aici fondul de carte cuprinde 82.000 de publicații din toate domeniile, astfel că oricine găsește o lectură din sfera sa de interes. Cetatea Făgărașului este plină de turiști în această perioadă. Aici, vizitatorii se bucură de șansa de a păși într-o lume apusă a evului mediu. De la arhitectură și până la încăperile organizate tematic, castelul oferă o spectaculoasă pagină de istorie prezentată cu tehnici moderne. De altfel, cetatea Făgărașului este una dintre cele mai mari și bine păstrate structuri medievale din Europa de Est. Primăria va cumpăra în cel mai scurt timp două mașini Skoda noi. Propunerea a fost făcută de executiv la ultima ședință de plen a Consiliului Local și a fost inclusă în proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. A fost înscris pe ordinea de zi în mapa de lucru a consilierilor locali și subiectul a stârnit comentarii care au venit din partea fostei conduceri a administrației publice. Am observat în proiectul de hotărâre propunerea executivului de diminuare a unor sume de la anumite capitole bugetare și suplimentarea acelor sume pe alte capitole bugetare. Din punctul nostru de vedere, cele referitoare la atribuirea sumelor pentru școli, grădinițe și spital, precum și pentru echipa de handbal calificată în Liga Națională, sunt binevenite. În schimb, tot propun un amendament care să facă referire la o rocadă. Este vorba de propunerea executivului de achiziționare a două autoturisme, înțeleg, cu suma de 1,5 miliarde, prin renunțarea, văd, pe care o consider nefirească, la vezii, și prin renunțarea la studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pe care am încercat să le demarăm și le-am bugetat la începutul anului pentru construirea unui bazin de renot acoperit. Renunțarea la aceste sume pentru drumuri și respectiv pentru SFPT la bazinul de renot acoperit mi se par nefirești și punctul de vedere al PNL ar fi ca în întreg proiectul de buget să fie adus un amendament prin care să nu se renunțe la sumele alocate acestor capitole bugetare, eventual să se renunțe la achiziția unui autoturism din cele două pe care le-a propus executiv. Primarul a argumentat faptul că instituția publică cheltuie sume foarte mari cu cele două mașini vechi, care consumă exagerat de mult și se strică des, în opinia lui Gheorghe Sucaciu. El a propus varianta programului Rabla pentru persoane juridice, adică instituția predă mașinile și pe baza voucherelor, plus contribuția proprie a primăriei, cumpără Skodele noi. Mașinile astea, ca mentenanță, ne costă mai mult decât să achiziționăm două turisme la primărie și ca să le ținem în continuare o să ne coste mai mult în viitor. Dar ai punctat, sper că nu o să mai acest obicei. Eu spui că am luat de la veteranilor cu celelalte rectificări și de acord. O să mai fie o propunere de suplimentare, adică la spital să mai dăm
și o să luăm de la extindere canalizare pe șoseaua coritoare în zona franceză. Deci am luat de la reabilitarea strada Livezii Veteranilor și de la stradă, de la calea rutieră și de pe trotuare, pentru că prin această rectificare nu ne-ar fi ajuns banii să facem strada în totalitate. Va mai fi o rectificare probabil în luna septembrie, după licitațiile de lucrări din economii. Dacă te uiți bine, în momentul de față avem aproape toți banii pentru strada Livezii și din economii o să alocăm bani și pentru trotuare, ca să facem strada de întreg. De ce am alocat bani pentru zona franceză? Pentru că am discutat cu investitorii de acolo și ei au nevoie de niște facilități, de utilități ca să se dezvolte în continuare. La capitolul rectificare bugetară și spitalul a primit bani pentru secția de nașteri. Astfel, la unitatea sanitară ajung 700.000 de lei, sumă necesară pentru lucrări de igienizare, reparații, înlocuire tâmplărie uzată la secția obstetrică ginecologie. Banii au fost luați de la obiectivul extindere canalizare zona franceză, proiect ce se va realiza cât de curând de către Apă, Canal Sibiu și Primărie, susține primarul Făgărașului. Militarii NATO vor trece mâine Oltul. Manevra se desfășoară în dreptul localității Voila și face parte dintr-un exercițiu multinațional. La Centrul de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre Getica de la Cincu se desfășoară mâine începând cu ora 9:30, ziua distinșilor vizitatori a exercițiului multinațional Saber Guardian 16. Aplicațiile de la Cincu fac parte dintr-un exercițiu multinațional bazat pe un scenariu fictiv, având ca scop antrenarea militarilor pentru planificarea, executarea și evaluarea acțiunilor militare într-un mediu întrunit, dezvoltând nivelul de interoperabilitate cu forțele statelor membre ale NATO, precum și cu promovarea cooperării regionale cu țările din zona Mării Negre, îndeplinind cerințele de standardizare ale alianței. În cadrul exercițiului, peste 900 de militari din forțele terestre române, împreună cu aproape 1800 de militari americani și canadieni, dotați cu tancuri și mașini de luptă blindate și ale infanteriei, vor executa exerciții tactice cu trageri. De asemenea, militarii din celelalte țări vor participa la exercițiile de comandament și de instruire prin simulare asistată de calculator interconectate cu centrele de profil de instruire din Bulgaria și Ucraina. Este cea de-a doua bibliotecă din județ ca și volum de carte și se poate mândri cu colecții variate din toate domeniile, dotată cu biblionet. Vorbim despre Biblioteca Municipală Octavian Paler din Făgăraș, care primește zilnic cititorii fideli, chiar dacă este vacanță. Cititorii și pasionații de lectură au la dispoziție cărți din toate domeniile. De asemenea, cei care doresc să completeze aici fișele din bibliografiile de specialitate au porțile deschise și la nevoie beneficiază de consultanță de specialitate. Suntem o bibliotecă activă, în primul rând pe lectură. Bucuria noastră cea mai mare este să oferim cărțile cu interes, în primul rând, pentru elevi. Ei sunt în perioada vacanței și atunci au, desigur, de citit ceea ce li se cere de la școală. Dar, ca bibliotecă, încercăm să fim un spațiu mult mai generos, nu numai pentru împrumutul de carte, încercăm să fim un loc unde oamenii simt că se întâlnesc și au puncte comune. Biblioteca Municipală Octavian Paler întâmpină iubitorii de carte cu un stand special, o expoziție dedicată lor. Se numește Lectură de Vacanță și conține titluri consacrate și interesante pentru cei care vor să se delecteze în timpul liber. 82.000 de cărți din toate domeniile. Acesta este volumul de carte cuprins în rafturile Bibliotecii Făgărășene, a doua camărime din județul Brașov, asta însemnând dotarea și interesul pentru a achiziționa noi și noi colecții de carte din toate domeniile. Oferim pe perioada verii, cel puțin de 5 ani de zile, un program intitulat un program de vacanță pentru tineri, toate pânzele sus. În fiecare an a avut alt program de desfășurare în funcție de grupele de copii care au venit în bibliotecă. În general, ne axăm foarte mult pe calculator,
lor. Ei în felul acesta pot să învețe să folosească anumite programe. Noi îi îndrumăm, suntem instruite la rândul nostru să o facem corect cu ei și ne bucurăm atunci când, prin activitatea lor, ei își descoperă noi calități. Dar totodată îmbinăm ideea aceasta de program de vacanță Toate Pânzele Sus, care, așa cum am spus, are desfășurare diferită de la un an la celălalt. Aducem un plus de valoare la acest program, în sensul că copiii care vin la program sunt totodată și voluntarii bibliotecii. Pentru lectura de vacanță, biblioteca ne propune volumele Orizonturile lecturii, lectura un eveniment al cunoașterii de Ion Vlad, unde regăsim o dinamică a textului literar ce invită la introspecție, luciditate sau imaginar. De asemenea, Thomas Mann sau Heinrich Mann, Robert Musil și Hermann Broch, unde redescoperim rațiunea de a fi a meditației și a unei înalte și profunde intelectualizări a scrisului. Pentru copii, basmele și poveștile, cu o valoare instructiv-educativă. Ele au scopul de a dezvolta procesele de cunoaștere, procesele afective, contribuind astfel la definirea personalității lor. Făgărașul este plin de turiști în aceste zile, iar vedeta orașului este cetatea. Mai multe autocare și autoturisme cu număr de Germania sau Elveția au parcat aproape de cetate. Zeci de turiști s-au oprit să admire monumentul istoric. Unii și-au întins pături pe malul lacului, au făcut poze și au hrănit lebedele. Castelul medieval are 66 de încăperi întinse pe 5 niveluri. Turiștii pot admira arhitectura cetății, dar pot vedea și temutele obiecte sau camerele de tortură. Obiectivul turistic adăpostește Muzeul Valer Literat, care se poate mândri cu un patrimoniu impresionant. Deține numai puțin de 20.000 de piese. An de an, numărul turiștilor crește. Anul trecut, cetatea a atins un record de turiști. Aproape 100.000 de persoane au trecut pragul. Avem deja două grupuri, unul de elvețieni în jur de 20 de persoane, ceilalți din Republica Moldova au un program prin care să ne cunoaștem patria, se numește. Dânșii au avut gratuitate la noi la muzeu, au vizitat mai multe cetăți din Transilvania și astăzi au ajuns și la noi. Iar turiștii individual sunt destul de mulți, cred că am depășit deja 100 de persoane până la ora aceasta. Toate încăperile sunt amenajate în tematici distincte, ce respectă istoria veacurilor, devenind astfel mărturie peste timp a evenimentelor de epocă și dorind în același timp să arate vizitatorilor cum trăiau nobilii vremii. Cel mai atractiv loc, susțin muzeografii, este sala tronului, impunătoare și distinsă, așa cum cerea eticheta acelor vremuri. Sala tronului, de departe, este cea mai preferată de către acești turiști, iar, mă rog, toată cetatea este un obiectiv. În funcție de fiecare în parte apreciază, unii apreciază sala dietei, alții expozițiile temporare, alții, v-am spus, sala tronului. Ideea este să vină oamenii și să plece mulțumiți de la noi realizările pe care le-am făcut în ultimii ani. În general avem colegi care se ocupă pentru traducerea în limba engleză, pentru solicitări, însă avem și colegi care se ocupă pentru turiștii maghiari. Avem colegă care traduce în limba maghiară. Cu sistemul de audioghid încă trebuie să ne mai punem la punct pentru că ne-am tot extins și atunci s-au reorganizat sălile, s-au reorganizat spațiile și încă suntem la faza tehnică de a pune la punct aceste audioghiduri. Cetatea Făgărașul este una dintre cele mai mari și bine păstrate structuri medievale din România și din Europa de Est. În trecut, castelul a fost pivotul puterii regionale. În timpul secolului al XVII-lea, cetatea a fost extinsă, reflectând bogăția locului potrivit cronicilor vremii. Monumentul istoric este deschis de marți până duminică, lunea fiind program de curățenie. Programul este de la ora 8 dimineața până la 7 după masa în timpul săptămânii, iar sâmbăta și duminica este de la ora 9 până la ora 7 seara,
cu mențiunea cu oră înainte de închiderea programului nu se mai vând bilete. Iar biletul este 15 lei pentru adulți, 7 lei pentru pensionari, copii, elevi, studenți, deci categoriile care, clasice care au reducere. Măreață și impunătoare, cetatea Făgărașului este o adevărată poartă spre trecutul îndepărtat al Transilvaniei. Oferă vizitatorilor șansa de a păși într-o lume apusă a evului mediu. Aici urmează să fie puse în aplicare, susține conducerea orașului, o serie de proiecte importante de conservare și de punere în valoare a unor spații valoroase. Totul cu finanțare europeană prin atragerea de fonduri în acest scop. Este vorba despre crama din cetate, fostul bar și hotelul aflate într-o stare avansată de degradare și terasa din partea nordică a castelului. Cetatea din Făgăraș este considerată al doilea cel mai frumos castel din lume.